Bună ziua! Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și că doriți să cunoașteți care sunt rezultatele și care sunt prioritățile noii echipe aflate la conducerea Ministerului Afacerilor Interne. Am invitat astăzi lângă mine pe șefii de arme pentru detalii în procesul de documentare pe care intuiesc că o să-l desfășurați. Și vreau să vi prezint domnul Rosian Vasiloi, șef al Inspectoratului General al Poliției de Frontier, domnul Ștefan Pavlov, conducător al Inspectoratului General de Carabinieri, domnul Iure Podarilov, șef al Inspectoratului General al Poliției și domnul Hai Harabagiu, conducător al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Pentru mine ca ministru și pentru echipa mea care mă însoțește în această misiune, afacerile interne reprezintă fundamentul stabilității și dezvoltării țării noastre. Pentru noi toți, stabilitatea înseamnă liniște pe stradă și în vecinătate, siguranță acasă și în drum, protecție pentru copii, pentru bunei, pentru toți cei aflați în situații de risc. Securitate în orice loc am merge în țara noastră și încredere pentru oaspeții și pentru partenerii țării noastre. Ca să mergem înainte pe un drum clar, chiar de la începutul mandatului, echipa și-a setat activități pe câteva priorități imediate, bazate pe analize, pe care le-am inițiat în legătură cu funcționalitatea sistemului. Asta ca să înțelegem mai bine care sunt punctele tari, dar unde sunt și vulnerabilitățile noastre, ca să știm exact cum să ne mișcăm și încotro să ne îndreptăm atenția și resursele. Astfel, perspectivele echipei noastre, chiar din primele zile de mandat, au fost ghidate de câteva obiective majore și anume: 1. Eficiența instituțională. 2. Securitatea cetățenilor. 3. Lupta cu corupția și setarea unor reguli stricte de integritate. 4. Parteneriate strategice. În acest sens, una din activitățile imediat demarate a fost auditul proceselor, serviciilor și achizițiilor desfășurate în cadrul Ministerului. Vineri am primit datele preliminare și venim să vă prezentăm câteva dintre constatări. Am identificat fraude, încălcări de procedură și utilizarea ineficientă a resurselor umane și financiare de-a lungul timpului. Vă prezint doar câteva din constatările preliminare. 54% din bugetul total destinat achizițiilor au fost cheltuiți prin ocolirea procedurilor legale, fără licitație publică, cerere de ofertă de preț sau acord cadru. Achiziționarea autoturismelor în valoare de peste 50 milioane lei a fost realizată cu abateri și încălcări, fiind ratate economii de circa 10 milioane lei. Realizarea lucrărilor de construcție și achitarea în avans a acestora cu încălcarea prevederilor legale, fără proiect, cu un deviz de cheltuieli în valoare de peste 100 milioane lei. Avansuri nejustificate achitate operatorilor economici pentru lucrările neexecutate în valoare de peste 30 milioane lei. Achiziționarea și depozitarea neargumentată a stocurilor de echipamente în valoare de circa 50 milioane lei. La capitolul sisteme informaționale au fost identificate 4 sisteme informaționale automatizate, achiziționate de-a lungul timpului de către Ministerul Afacerilor Interne din bugetul de stat și care nu sunt folosite sau chiar lipsesc. Costul total pentru achiziționarea acestor sisteme informaționale, care nu produc niciun efect, este de peste 16 milioane lei. Acești bani, dacă n-ar fi fost irosiți, ar fi putut aduce beneficii directe societății prin sporirea nivelului de siguranță și securitate a cetățeanului. La fel, s-a constatat că Ministerul oferă circa 120 de servicii, marea majoritate cu proceduri învechite și birocratizate. Altele le oferă doar pe hârtie. La moment, analizăm care sunt cele mai solicitate, pentru că exact acestea le vom prioritiza pe agenda
de digitalizare. Toate acestea, după cum spuneam, sunt doar constatări preliminare. La momentul finalizării auditurilor inițiate, veți fi informați despre rezultate. Și cu siguranță, o parte din ele vor servi, din păcate, și pentru inițierea unor dosare penale. Un alt element al auditului demarat abordează funcțiile și atribuțiile îndeplinite în prezent de către afacerile interne, calitatea serviciilor oferite și eficiența acestora. Auditul ne va ajuta la distribuirea rațională și uniformă a resurselor umane și atribuțiilor în interiorul sistemului. În acest exercițiu de analiză funcțională demarat, am invitat experți independenți, consultanți internaționali. Analiza trebuie să contureze o hartă a proceselor în cadrul sistemului, care să ne ajute să înțelegem unde avem activități paralele, unde avem procese suprapuse, unde avem funcții neadecvate și unde avem obstacole care ne împiedică să fim mai eficienți, mai transparenți, mai raționali în folosirea resurselor. Vom avea și o hartă a atribuțiilor, structurilor din cadrul sistemului afacerilor interne, pentru a se înțelege clar că angajații sistemului nu trebuie să facă munca altor autorități. Spre exemplu, zilnic, angajații noștri lucrează în locul primăriilor, în rezolvarea problemelor ce țin de traficul rutier, comerțul stradal, parcările și multe alte. Ori asta înseamnă că nu putem fi eficienți în atribuțiile legale pe care le avem față de cetățean și pe care trebuie să le aducem la îndeplinire în fața acestuia. Una dintre măsurile imediate întreprinse a fost stoparea achizițiilor în derulare, în valoare de peste 43 milioane lei. A fost creat un grup de control al achizițiilor cu un plan concret de verificare complexă. Constatările și recomandările auditului efectuat vor fi integrate în analiză care va determina direcțiile din programul de dezvoltare strategică al Ministerului. Acum, ce am descoperit când am venit la Minister și a determinat prioritatea demarării acestor audituri? Ministerul nu avea practic niciun document de politici actualizat care să coordoneze domeniile pe care le are în gestiune. Asta înseamnă lipsă de viziune și de direcții prioritare. Asta înseamnă că se muncea în virtutea inerției, reieșind din sarcina la zi. Mulțumesc. Sistemul nu era conectat suficient la nevoile cetățeanului, nu era conectat la obiectivele strategice de orientare a țării. Nu se putea argumenta bine, punctual, resursa financiară consumată și asta ducea la credibilitate scăzută față de partenerii externi. Când am venit, sistemul reacționa în virtutea inerției. Asta în primul rând arată că sistemul era descoperit. Prin crearea politicilor, cu o viziune clară, vom arăta că suntem profesioniști, vom redeveni parteneri de încredere a omului, a comunității și a partenerilor de dezvoltare. Pentru a îndepărta aceste neajunsuri, am creat un grup de lucru din care fac parte reprezentanții din toate structurile subordonate ale Ministerului, dar și consultanți externi. Astfel, Biroul de Analiză și Dezvoltare, așa l-am denumit acest grup, va concepe programul de dezvoltare strategică al sistemului afacerilor interne. Documentul va fi prezentat publicului spre consultații deja la începutul anului viitor. La evaluarea impactului acestui program ne vom ghida de instrumente de măsurare a încrederii și credibilității în sistem, instrumente care au fost abandonate cu mai mulți ani în urmă. Acum este important să cunoaștem care este punctul zero, punctul de la care pornim. Pentru aceasta am solicitat evaluarea percepției
și a gradului de încredere în sistemul afacerilor interne, prin desfășurarea unui barometru al opiniei publice destinat special afacerilor interne. Rezultatele barometrului le așteptăm în termen scurt și le vom da publicității. Reîntorcându-mă la biroul de dezvoltare, care a fost creat și deja a inițiat procesul de elaborare a programului de dezvoltare strategică, precizez că acesta va sta la baza documentelor de politici sectoriale și instituționale, la baza propunerilor legislative, a programelor bugetare și a proiectelor strategice cu partenerii de dezvoltare care urmează să fie promovate la nivelul Ministerului. Precizez foarte clar că toate aceste programe și proiecte strategice sunt axate pe obiectivul major al sistemului afacerilor interne, care este grija față de cetățean. Siguranța și securitatea cetățenilor este prioritate pentru noi. Cer de la echipa pe care o conduc acțiuni proactive de sporire a siguranței și securității cetățenilor. Le cer comandanților, liderilor de echipă și tuturor angajaților, structurilor să se conecteze cu cetățenii, să intervină prompt atunci când au loc evenimente nedorite în viața lor de zi cu zi, să-i îndrume și să-i apere atunci când au nevoie. Astăzi există o mare îngrijorare în rândul comunităților cu privire la furturi, din case, din ogrezi, pe stradă. Într-un control rapid pe care l-am inițiat în mai multe inspectorate din capitală și din țară, au fost depistate sute de infracțiuni de acest gen care au fost tăinuite. Ori asta înseamnă că nu se luau măsuri de prevenire, nu erau prinși hoții. Și prin astfel de atitudini se încuraja comiterea de infracțiuni de valoare mică. Lucru care este nici normal și nici legal. Am cerut conducătorilor noi numiți să corecteze abordările. O altă problemă în societate este traficul de droguri. Acest flagel afectează tinerii, ori asta înseamnă viitoarele familii. Compromite sistemul economic și cel social și alimentează instabilitatea. Dacă nu luăm măsuri urgente, credibilitatea noastră va fi afectată și în plan regional. Am cerut de la conducători dinamizarea activităților antidrog, inclusiv pe segmentul online. Vă prezint o scurtă statistică din această perioadă. Au fost ridicate droguri în valoare de peste 21 milioane de lei și confiscate bunuri în valoare de aproape 10 milioane de lei. A fost revitalizat parteneriatul cu 3 țări, fapt care a permis reținerea unor lideri de grupări internaționale specializate în traficul de droguri și de spălare de bani. Sub aspectul combaterii criminalității, chiar dacă gradul de încărcare al specialiștilor a fost ridicat în această perioadă, din cauza responsabilităților suplimentare legate de COVID, evenimente în masă și alte acțiuni conexe, aceștia au reușit să obțină rezultate solide. Acest lucru s-a datorat fermității cu care Ministerul a prioritizat grija față de siguranța cetățeanului în sectorul criminalității. Vă citesc doar câteva cifre relevante ultimelor luni. În peste 85% din cazurile de omucideri săvârșite, infractorii au fost identificați. În peste 98% din cazuri de vătămări corporale grave, infractorii au fost identificați. În 96% de atacuri tâlhărești săvârșite, infractorii au fost identificați. Este o dramă în orice comunitate atunci când are loc o infracțiune de omor sau vătămare gravă. Toată lumea este bulversată. Noi vom lucra pentru a interveni la timp și combate astfel de fapte antisociale grave. Dacă se descoperă imediat aceste cazuri, rezultatul poate fi considerat o profilaxie, iar pedepsirea criminalilor imediată poate fi o acțiune de prevenire a unor astfel de fapte. În societate, rata de descoperire este importantă. Rata de descoperire a infracțiunilor la timp este importantă și rezolvarea finală a cazului. Trebuie demobilizat și controlat acest fenomen. Asta aștept de la echipa pe care o conduc. Un alt palier pe care am revitalizat munca este combaterea infracțiunilor
Comisie cu utilizarea tehnologiilor informaționale. Am fortificat echipa specializată de investigatori, am relansat parteneriatele externe. Doar într-un singur caz investigat în această perioadă a fost stabilită fraudarea conturilor a cardurilor bancare cu un prejudiciu adus de circa 1 miliard de lei. O altă prioritate ce nu poate fi neglijată în contextul securității cetățeanului este siguranța în trafic. Tindem spre realizarea unui sistem hibrid de siguranță și securitate în trafic, în care să implicăm autoritățile locale și societatea civilă. Conștientizăm aspectul de siguranță rutieră ține de mandatul mai multor ministere și agenții. Astfel, am inițiat un dialog cu actorii implicați în vederea prestării unui serviciu pe potriva cetățeanului. Au fost elaborate și expediate în adresa primăriei Chișinău 10 de prescripții punctuale și recomandări concrete în vederea sporirii securității în trafic. Vom extinde acest demers și în raport cu alte agenții. De fapt, chiar în această săptămână vor fi derulate mai multe ședințe privind acestui aspect. În contextul politicii de digitalizare, am revitalizat munca pentru a elabora un concept de sistem național integrat de supraveghere video a traficului rutier. Implementarea acestuia ne va permite să distribuim, în primul rând, rațional resursa umană, să identificăm și să intervenim prompt în cazuri de accident sau alte ilegalități, să rezolvăm mai operativ cazuri. Un astfel de sistem induce disciplină în trafic, pentru că șoferii vor fi mai disciplinați cunoscând că polițistul are cu ce proba fapta. La modul practic, primele acțiuni deja au fost demarate. Au fost definitivate locațiile și inițiată procedura de instalare a sistemelor de videomonitorizare în 23 de localități noi. Astfel au fost degrevate echipajele de patrulare de obligația de patrulare a traseilor în zonele respective și orientate spre alte activități. Știu de supărarea șoferilor care așteaptă minute întregi în trafic în ore de vârf. Pentru asta am solicitat și sunt mobilizate zilnic peste 700 de angajați în securizarea trecerilor de pietoni și fluidizarea traficului rutier. Dar soluția la această problemă complexă este în special în mâinile administrației publice locale. La fel, după cum cunoașteți, am inițiat și un amplu proces de analiză și ajustare al legislației pe acest segment. Prioritățile privind securitatea la frontieră au fost reflectate în planul de acțiuni pentru implementarea strategiei naționale de management integrat la frontiera de stat, aprobat de curând. Punem un accent mai mare pe lupta cu contrabanda, cu elementele corupte din sistemul poliției de frontieră și pe fluidizarea traficului din punctele de trecere. Au fost relansate procesele ignorate cândva, și anume patrulările comune cu autoritățile de specialitate din țările vecine, schimbul operativ de date, iar la punctele de trecere a frontierei se află specialiștii Frontex, care ne ajută în procesul de consolidare a capacităților. Astfel, reducem riscul breșelor de securitate la frontieră. Pe lângă activitatea obișnuită, în această perioadă, am mobilizat toate armele pentru a face front comun în combaterea virusului COVID-19 prin activități de prevenire, de profilaxie și de control. Zilnic, peste 500 de angajați sunt implicați în astfel de activități. Vă informez cu mândrie că ponderea vaccinării în rândul angajaților afacerilor interne a crescut semnificativ, de la 20% în luna august la circa 75% la finele lunii noiembrie. Prin implicarea proactivă alături de celelalte autorități ale statului, sper să reușim cât mai repede să combatem acest virus. Acum, ce ține de combaterea corupției în subdiviziunile MAI? Sunt de părerea că un sistem funcțional pornește de la un specialist nu doar cu experiență, ci de la un specialist responsabil, care respectă interesul cetățeanului, siguranța lui. Pornind de la aceste considerente, să-i determine specialistului acțiunile bazate exclusiv pe aplicarea legii, nu guvernate de interese personale, de grup sau politice.
Prezența multor factori umani în procesele de muncă ale angajaților Ministerului generează comportamente nocive, care pe lângă faptul că discreditează forțele din cadrul afacerilor interne, diminuează încrederea cetățeanului și a partenerilor. Acest lucru demotivează specialistul care vrea, în mod corect, să-și facă meseria. De ce oamenii ori pleacă din sistem, ori nu-și doresc să fie mai productivi. Cu această concluzie, dar și cu multe statistici efectuate, avem următoarele intenții. Să dezvoltăm procesele interne, mecanisme și sisteme care să reducă problemele de integritate și lipsa de etică profesională a angajaților. Aceste sisteme să genereze reziliență la corupție și la comportament abuziv al angajaților. Avem aici în vedere aplicarea unor politici complexe de resurse umane, plecând de la recrutare, școlarizare, perfecționare și un plan de carieră concret și ofertant pentru cei care doresc să lucreze în cadrul sistemului afacerilor interne. Față de cei care au greșit, care au avut un comportament abuziv sau chiar au fost implicați în comiterea de infracțiuni, vă informez că au fost pornite 16 cauze penale în privința angajaților sau foștilor angajaților ai Ministerului Afacerilor Interne, inițiate peste 170 de anchete de serviciu. Au fost sancționați disciplinar peste 70 de angajați și conducători, au fost încetate 85 raporturi de serviciu cu angajați în funcții de conducere din structurile subordonate Ministerului. Procesul continuă cu aceeași fermitate. Angajații din cadrul sistemului afacerilor interne trebuie să fie o mândrie pentru cetățenii țării noastre. Grija noastră este să asigurăm un salariu mai bun, condiții de muncă mai bune, dotări performante și un mediu motivant. Trebuie să reinventăm această meserie și să recăpătăm încredere și credibilitate în ochii partenerilor care să lucreze împreună cu noi. Este clar că relația cu partenerii tradiționali să fi fost blocată în ultimii ani exact din această lipsă de încredere și credibilitate. Constatând aceste lucruri, am luat măsuri urgente în relansarea parteneriatelor strategice și reluarea dialogului cu partenerii externi și naționali cu societatea civilă. Au fost organizate un șir de întrevederi cu reprezentanți a organizațiilor internaționale, ambasadori, reprezentanți speciali, directori de agenții internaționale, organizații ale societății civile locale și naționale. Ca urmare a dialogului, am identificat perspective reale de colaborare pe toți pilonii de funcționare și dezvoltare a sistemului afacerilor interne. În cazul provocărilor de securitate regională și cooperare internațională, au fost punctate activități comune de importanță majoră. Vreau neapărat, în cadrul parteneriatelor strategice, să menționez misiunile internaționale ale Ministerului Afacerilor Interne, în Grecia și în România, misiuni de succes și aducătoare de prestigiu și credibilitate internațională. Pentru că a venit timpul și momentul să mai ajutăm și noi, pe alții, nu doar noi, să primim ajutor. Mă mândresc cu colegii care au fost în aceste misiuni. Participarea noastră a adus două beneficii. Am ajutat un partener și am înțeles unde trebuie să investim pentru a deveni mai buni, mai competitivi. Dar nu doar în plan extern trebuie să avem parteneri. Este extrem de important ca și pe plan național să reluăm parteneriatul strategic cu societatea civilă, care mulți ani a fost ignorată. Anterior, Ministerul le-a închis ușile multor ONG-uri. Noi le redeschidem pentru că acolo este multă expertiză, inteligență și putere de muncă. Iar noi mizăm pe contribuția lor pentru modernizarea Ministerului. Stimate auditoriu, stimați jurnaliști, în sumar, acestea sunt problemele pe care ne-am concentrat și perspectivele pe care le-am identificat în această perioadă. Pentru viitorul imediat, pentru anul 2022, la moment ne vom axa pe următoarele obiective majore conturate. Încheierea de acorduri și proiecte bilaterale pentru punerea în practică a programului de dezvoltare strategică al sistemului afacerilor interne.
inițierea proceselor de concepere a politicilor sectoriale de dezvoltare pe ordine și securitate publică, pe prevenirea și combaterea criminalității, migrație și azil. Conturarea și lansarea programului de digitalizare a proceselor și serviciilor din afaceri interne. Demararea unui studiu integrat pe întreg sistem de pregătire a cadrelor în rețeaua educațională a Ministerului Afacerilor Interne. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Sunt aici eu și echipa mea pentru a vă răspunde la întrebări. Dacă se poate, pe de nevoie, te rog. Dar să întrebăm campania Bună ziua, urma să întâmplă la sfârșitul de două săptămâni. Vreau să întrebăm ce rezultate au fost înregistrate, ce ați prevenit și câți bani s-au plătit în această campanie. Dacă vor mai avea astfel de acțiuni. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. De fapt, ne-ați și oferit o ocazie să mai ieșim încă o dată în fața cetățenilor, în fața dumneavoastră, pentru a răspunde în complexitate la întrebarea dumneavoastră exact ce spuneți, în câte localități am ajuns, câte forțe au fost mobilizate, cum ne-a reușit acest exercițiu, care a fost pentru prima dată desfășurat când toate armele au participat într-o astfel de campanie și exact și costul în spatele acestor eforturi. La moment pot să vă zic că am ajuns în astfel de localități unde practic niciodată nu s-a ajuns cu campanii, cu mesaje care să cerceteze nevoia, grijile, problemele cetățenilor. Sunt sute de astfel de locații îndepărtate, sunt mii de sate și comune în care s-a ajuns. Echipele comune cu care s-a lucrat pentru prima dată, când într-același echipaj sau într-aceeași echipă era cineva de la frontieră, cineva din poliție sau cineva din carabinieri, împreună cu cei de la situații de urgență, astfel de abordare inclusiv ne permite să analizăm în complexitate nevoile care sunt în sat sau în comună. Eu o să revenim cu siguranță, probabil că în cel mai apropiat timp, în, să zicem, sfârșitul săptămânii. Iată, îmi zic colegii că suntem pe ultima sută de metri cu definitivarea acestor informații. Da, vreau să întrebăm cum vă propuneți combateți fenomenul acesta de dezumanilor. Sunt tot mai mulți tineri care public pe rețele de socializare cu 200 ceva kilometri pe oră pe străzi de capitale. Și devine deja o tradiție. Ei nu se chem de autoritatea poliției sau comunicare. O să rog și aici colegul meu, pe domnul Iurie Podarilov, șef al Inspectoratului General al Poliției, să vină cu un răspuns la această întrebare. La microfon, probabil. Bună ziua tuturor! La momentul actual, Inspectoratul General al Poliției, comun cu toată echipa Ministerului de Interne, este foarte activ în combaterea acestui flagel. Într-adevăr, problema vitezomanilor este una prioritară pentru noi. Ca urmare a analizelor care au fost efectuate și chiar după ce activitatea în acest domeniu a fost activizată destul de mult, numărul contravențiilor depistate în acest domeniu a crescut foarte semnificativ în comparație cu perioada precedentă. Oricum, noi constatăm atât la aspectul vitezomanilor, cât și a conducerii mijloacelor de transport în stare de ebrietate, oricum rămâne una alarmantă pentru societatea. Noi constatăm precum că la momentul actual nu există mecanisme legislative adecvate pentru a combate acest flagel. În acest sens, noi deja am elaborat un proiect legislativ care urmează a fi care deja a fost discutat în comun cu Ministerul Justiției și urmează a fi prezentat în scurt timp pentru a fi votat în legislativ. Pe marginea acestei probleme, acestui proiect legislativ a fost desfășurat inclusiv și dezbateri publice și persoanele din societatea civilă care sunt specialiști în domeniul respectiv au salutat inițiativa Ministerul de Interne pentru a introduce asemenea mecanisme noi, care noi sperăm că vor fi foarte eficiente pentru a combate aceste flagele. Vă referiți la înăsprirea pedepselor pentru Noi vorbim, în primul rând, nu despre înăsprirea pedepselor, sancțiunilor, noi vorbim despre introducerea unor mecanisme clare, mecanisme care duc la
eliminarea riscurilor pe viitor acestor care au depășit limita de viteză, ca pe viitor să nu mai săvârșească aceste fapte. Noi nu vorbim despre sancțiuni, niciodată vreau să o atrag atenție, noi vorbim despre introducerea unor mecanisme clare. În cazul în care depășirea vitezei va fi una foarte mare, decât limita, noi propunem ca pentru asemenea categorii de contravenții să fie în unele cazuri posibilitate și suspendarea dreptului de a conduce mijlocul de transport. Noi iarăși nu vorbim despre mărirea amenzilor, noi nu vorbim despre alte genuri de sancțiuni, noi vorbim despre introducerea mecanismelor care vor introduce, adică, prin care noi să încercăm să eliminăm aceste riscuri pe viitor. Și vorbiți și despre droguri. În momentul în care v-am zis că în anul trecut au fost primicite arme, dar deocamdată au fost și cu droguri. Când vor fi primicite droguri? Este un subiect care se află astăzi pe agenda noastră. Cu certitudine ați conturat un aspect foarte important. Discutăm astăzi cu specialiștii. Vom invita și experți din afara sistemului pentru a stabili clar care va fi mecanismul. Va dura probabil că găsirea acestei soluții, pentru că este o problemă foarte veche, care de mulți ani nu a fost examinată, dar cu certitudine, exact așa cum ați fost informați despre modul în care a fost organizată și ați avut ocazia să fiți parte în acest proces de nimicire a armelor și muniților, exact așa veți cunoaște și despre procesul și mecanismul stabilit în ceea ce privește nicirea drogurilor. Dar și ultima întrebare, dacă îmi permiți, la sfârșit săptămânii trecute au fost efectuate percheziții la un polițist suspectat de îmbogățire ilicită. Dacă cunoașteți detalii și comentați acest caz. În cadrul unei sentinele. După cum spuneam, agenda anticorupție se află în topul subiectelor pe care le monitorizez direct și în persoană. Cunosc și mersul inclusiv pe foarte multe dosare pentru a mă asigura că nu cedăm din ritm și nu cedăm din cele principii pe care le-am vociferat și le-am trasat în raport cu fiecare conducător numit. Despre fiecare dosar, fie că este la etapa de inițiere sau rezultate, comunicăm publicului detalii sau volumul detaliilor care pot fi făcute public depinde și de etapa la care se află ancheta. În cazul în care credeți că sunt puține informații făcute public, vă invităm în mod tradițional să realizați o solicitare în scris, punctuală, pentru a cunoaște exact cum să vă întocmim astfel de răspuns, totodată respectând cadrul normativ. Doamna ministru, vreau să vă întreb, ați vorbit despre strategia de dezvoltare a ministerului și vreau să vă întreb cum vedeți dumneavoastră în continuare acest minister al afacerilor interne cu aproximativ 17.000 de angajați, cu numărul aceasta de organizare a ministerului, este una ok sau veți încerca să, eu știu, reduceți un pic din personal pentru a motiva și polițiștii din nivele financiar? Ați vorbit că este problemă de integritate, salariile sunt mici în sistem. Și vă întreb în acest context, care este viziunea dumneavoastră pe viitor la acest minister? Rămâne el în formula actuală cu 17.000 de angajați sau veți încerca cumva să organizați această organigramă în sistem? Scopul nostru este să recreăm un sistem eficient. Eficient înseamnă centrat pe nevoile cetățeanului. Analizele care au fost demarate și care încă se desfășoară trebuie să răspundă la întrebarea unde nu merge bine lucrurile, unde resursele sunt irosite. Și când spun resurse, am în vedere și umane, și financiare, și materiale. Unde procesele sunt supra-birocratizate, care, da, ar putea justifica irosirea de resurse, inclusiv umane. Dacă toate aceste constatări vor indica și vor justifica recomandări de optimizare, inclusiv a numărului, noi îl vom lua în calcul.
Dar, la momentul actual, aceste concluzii sunt prea mature, ele sunt discutate ca și soluții posibile, teoretice, în cadrul grupului de lucru, în cadrul celui birou de analiză și dezvoltare. Vom ține cont și de recomandările experților internaționali în materie de afaceri interne și, după cum vă spuneam, toate analizele și sugestiile acestor specialiști, punctuale recomandări care vor fi reflectate în aceste analize, la fel ca și obiectivele strategice, inclusiv modul de atingere acestora, vor fi reflectate în acel program de dezvoltare strategică despre care spuneam ceva mai anterior și care va fi făcut public, va fi pus la dispoziția publicului, inclusiv pentru consultări, deja la începutul anului viitor. Săptămâna trecută, Guvernul a adoptat câteva modificări la legislația privind siguranța traficului rutier și la legislația privind contravenții administrative legat de portul permisului de conducere la fața constatării. Vreau să vă întreb, cum vedeți dumneavoastră acest proiect de lege? Suntem pregătiți pentru a implementa o asemenea procedură în condițiile în care poliția nu dispune la ora actuală de sisteme informatizate, bine puse la punct, pentru evidența fiecărui șofer. În acest context, vreau să vă întreb ce puteți spune. Vă mulțumesc pentru întrebare. Exact din motivele care le-ați enumerat și dumneavoastră, această propunere nu este propusă să intre în vigoare imediat. Termenul a fost plasat pentru anul viitor, pentru mijlocul anului viitor, ceea ce înseamnă că avem acest timp pentru a ne pregăti, inclusiv a corecta procesele informaționale, sistemele informaționale de digitalizare, inclusiv la necesitate a achiziționa unde este necesar cele dispozitive care să facă posibil o astfel implementarea acestei decizii. Deci ne-am lăsat acel termen pentru a corecta toate procesele și reinventa unde este cazul. Da, și în legătură cu aceste sisteme de monitorizare, v-ați declarat că pe parcursul anului acesta sau pe viitor veți implementa un sistem de 23 de camere video. Dar vreau să vă întreb ce s-a întâmplat cu sistemul VIP, pentru că el s-a dorit a fi eficient, a constituit și tema materialului unor subiecte la curte de conturi, sunt materiale penale pe aceste cazuri. Și vă întreb dacă pe viitor acest sistem care îl veți implementa nu va avea aceeași soartă ca pe care l-a avut sistemul precedent, când statul a intrat în parteneriat cu firme private. Deci, în primul rând, cele 23 de locații noi care au fost conectate la acest sistem deja sunt în plină desfășurare. Din ultimul raport care mi-a fost prezentat, practic suntem la ultima sută de metri, deci nu este ceva de perspectivă, este deja realizat în această perioadă de activitate. Asta ca să răspund la prima parte a întrebării dumneavoastră. În ceea ce privește funcționalitatea sau legalitatea unei părți a sistemului de supraveghere video care a fost creat anterior, bănuiesc că vă referiți în special la acel parte a sistemului care a fost parte a unui parteneriat public-privat dintre administrația publică locală și anumite firme. Și atunci ministerul a dat un aviz negativ, foarte clar, spunând că acele elemente, acele terminale, nu fac parte din sistemul național de supraveghere video a traficului rutier lansat de Ministerul Afacerilor Interne, nu sunt gestionate de minister, nu au atribuții față de minister. Deci ele trebuie clarificate cu administrația publică locală care a decis să-și creeze aceste sisteme. Și de la ce dată vor deveni funcționale? Când vor începe să spună alianță și să fie funcționale sau deja funcționale? Nu sunt în totalitate încă integrate. Vom face public exact, vom face public anunțul care va duce la cunoștință tuturor de când vă invităm să fiți în alertă. Da, și ultima întrebare, dacă permiteți. Dacă se poate puțin mai tare. Da. În cele mai vrea nesmică sotrudnică în brigadă spreță în Fulger, în pragile acvite, pismul SMI, o steamă,
есть ощущают на себе давление со стороны лиц, пытающихся снести с должности нынешнего командира. В середине ноября вы говорили о том, что есть около 160 внутренних расследований, и я хотел узнать, есть ли какая-то взаимосвязь между этим и что сейчас с этими расследованиями. Deci în ceea ce privește brigada Fulger, comandantul care a fost suspendat este parte dintr-o anchetă internă care este desfășurată de către Serviciul Protecție Internă și Anticorupție. Este un proces firesc ca atunci când are loc o astfel de anchetă, conducătorul să fie suspendat. Motivul pentru care s-a decis a face o presiune publică, inclusiv invocând angajații brigăzii Fulger, o lăsăm pe seama dumnealui. Brigada Fulger s-a auto-recreat, prin care și-a organizat propriile ședințe pentru a elucida chiar pe plan intern dacă există sau nu probleme. Toate procesele verbale, inclusiv, au fost furnizate conducătorului Inspectoratului General de Poliție, au fost desfășurate și o serie de vizite și întruniri, inclusiv de către veteranii brigăzii Fulger. Constatăm la moment lipsa oricăror probleme pe interior. Brigada Fulger se antrenează și este implicată în acțiuni corespunzătoare și se pregătește intensiv pentru a-și marca aniversarea de 30 de ani. Mulțumesc. Vreau să întrebăm doar de serviciile de bază mai, dacă instituțiile statului ar putea să fie păzite de bază mai și nu de instituții private, dacă se discute. Am și dat un aviz pozitiv unei astfel de inițiative care a fost lansată de către un grup de deputați pentru ca toate obiectivele de stat cu destinație strategică să intre înapoi în protecția oferită de către întreprinderile de stat în domeniul dat. Vă mulțumesc mult! O zi frumoasă să aveți!